Domnul să binecuvinteze slujirea tinerilor, să-i îmbrace în continuare cu putere și cu râvnă aceasta de a sluji în casa Domnului și în afară, bineînțeles. Fie lăudat Domnul în toate. Aș vrea să încep cu două expuneri, de fapt, înainte de a prezenta câteva gânduri din textul citit. Mă gândeam că una e bună, una e rea, dar de fapt amândouă sunt bune. Cu care să încep? Cu prima ori cu a doua? Așa. Înainte ca să îi spun, vreau să citesc, pentru că noi ceea ce spunem vrem să fie bazat pe cuvântul Domnului. Fapte 16. Puteți să rămâneți așa pe loc? Adică pe scaune, scuze. De la versetul 16. Pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieșit înainte o roabă care avea un duh de ghicire. Prin ghicirea ei aducea mult câștig stăpânilor ei. Roaba aceasta s-a luat după Pavel și după noi și striga: oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului celui preanalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Nu continui mai departe, citiți dumneavoastră acasă. Întrebarea mea este: ce a zis greșit femeia asta, ghicitoarea asta? Nu a fost nimic greșit. Totul a fost ok, numai că ce era în spate, de fapt, aia era problema. Avea un duh de ghicire. În altă împrejurare, a venit la Domnul Iisus și a zis: învățătorule, știm, te cunoaștem, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt. Și a alungat în niște porci. Nu duhurile obraznice, duhurile rele, duhurile de ghicire au dreptul să vorbească sau despre Domnul Iisus Hristos. Noi ca și biserică ne-am rugat și ne vom ruga în continuare pentru toți acei care au dar din partea Domnului de descoperire, ca izvorul să fie curat întotdeauna. Dragilor, ceea ce a fost la timpul de închinare, să nu vă surprindă, asta am zis că pe unde v-am clasat-o la o știre rea, nu-i rea, e bună. Deoarece trebuie să fim conștienți că acolo unde lucrează și Dumnezeu, Dumnezeu lucrează acolo, este și cel rău care caută să tulbure. Ne-a îndemnat rău? Nu. Dar l-am îndemnat eu să se pocăiască. Și trebuie să ne pocăim cu toți. Deci persoana ne este cunoscută, bineînțeles, noi ca și biserică, ca și conducere, ca și frați slujitori, i-am întins o mână de ajutor, a fost cumva consiliat, ne-a rugat, a fost chemat, fratele Ovidiu cunoaște mai îndeaproape situația și a refuzat, bineînțeles, asta denotă un semn de rebeliune și un semn că nu vrea să se supună nici unei autorități bisericești. Domnul să se îndure de el. Amin. Al doilea lucru, tot la fel de bun, salutări din Paris și din România. La un interval de două săptămâni, două duminici de fapt, lucru care a fost cumva neprevăzut. A fost la începutul lunii martie în Paris, Biserica Philadelphia, acolo a avut un botez. Frații de acolo ne transmit tuturor de aici multe binecuvântări și har și pace de la Cel care este dătătorul acestor lucruri. Imediat după ce am promis fraților de la Paris că voi pleca la ei, că voi fi cu ei, m-a sunat cineva din România, prieten foarte apropiat, și m-a rugat dacă pot pe data de 3, exact, se suprapunea cu cei de la Paris ca să particip la un serviciu în România. A zis: nu pot pentru că trebuie să mă duc la Paris. Am promis celor de la Paris. Face atunci o săptămână mai târziu, pe 10. Și m-a luat gura pe dinainte și am zis: da, atunci se poate. După aceea mi-am dat seama și am zis: stai, zic, nu se poate mai târziu un pic, pe 17. Nu, că avem darea de seamă în biserică și nu ține, nu merge, ok. Am lisit două duminici consecutivi din biserică, lucru care nu m-am legat chiar așa de tare de juruința asta, dar am promis pe undeva fraților din bord că voi încerca să nu lipsesc două duminici consecutiv din adunare, cer iertare colegilor de slujire, îngăduință-mă mai departe și
Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Titlul care a fost transmis și de care ne legăm în dimineața aceasta, și fratele Aurel, Domnul să-l binecuvinteze, l-a repetat de mai multe ori cu semnul întrebării, că de fapt un mic semn în spate poate să schimbe tot sensul. Se merită un semn de întrebare sau să merită un semn de exclamare? Sau să merită puncte, puncte? Mi-aduc aminte că prin anii 90, 95-96, se veneau atunci din România și primeau drept de muncă aici în Germania. Și un verișor de-a meu poate mă ascultă acum, că el ne urmărește destul de des live. El a prins ceva lucrări, bineînțeles, cu drept de muncă și eu mergeam după ce terminam serviciu să-l ajut. Și neavând scule la dispoziție, știu eu tot de ce avem nevoie, aveam eu ceva pe acasă, dar erau destul de rudimentare, destul de... ieftine, să zic așa, mergeam cu el la cumpărături. Și să vedeți, luam un cărucior de la mare, la Obi era atunci, și ne plimbam printre rafturi, bor mașină, pune-o în căruț, flex, pune-l în căruț, trenșaibe, pânze de separare, de tăiere, pune-l în căruț, tot felul de unel, de tăiat faianță, pune-o în căruț, căruțul plin, mergeam spre casă să le plătim, zicea, bă, nu se merită. Lua flexul și îl pune pe un raft. Mai făceam vreo 10 metri. Bă, nu se merită, mă, prea mulți bani. Lua bor mașina, o pune dincolo. Când ajungem la casă, împingea căruțul și ieșeam cu mâinile goale. Bă, dar când am intrat am zis că se merită. Nu? Și ieșim afară că nu se merită. Dacă ne uităm în viața noastră de zi cu zi, în viața noastră privată ca și familii, ca și indivizi, pe câte lucruri n-am dat banii și după ce am ajuns acasă, după o zi, două, am zis, bă, nu se merită, nu s-a meritat, nu-și merită banii. Ai vrut să le duci înapoi, poate ți le-o luat, poate nu ți le-o luat, ai rămas cu banii investiți și ai zis, tăc, când te uiți la mașină rea, zici, bă, nu s-o merita, nu s-o merita banii. V-ați trezit azi dimineață, la ce oră v-ați trezit, fiecare la ore, la ore diferite, unii mai devreme, alții mai târziu, și v-ați pus pe mașină și am zis, mergem la casa Domnului. Oare s-a meritat? Oare drumul care îl facem până la adunare, știu eu, de la Landau, de exemplu, sau mai departe, de la Straubing, să merită banii ăștia investiți în benzina, oricum e scump acum, nu vedeți că nu scade nicicum. Când vezi că e 1,70 și 1,72, pac, tancul plin, că e ieftină. Și zic, bă, să merită, oare? Și tot așa ne zbatem în gândurile astea că investim timp, investim bani, în alte lucruri pui și suflet, adică te legi și sentimental de unele lucruri care le ai, le cumperi. Și când îți dai seama, mă, că nu se merită, nu e așa că ne cuprinde dezamăgirea? Eu aș vrea să fac o strigare, paralel cu ceea ce fratele Aurel a făcut în dimineața aceasta. Câți dintre voi, alături de mine, ați avut momente în viață când am zis, mă, oare chiar să merită să-L slujești pe Domnul Iisus Hristos? Aveți curajul ăsta să ziceți ca și mine, mă, oare chiar să merită? Poate că nu m-ați înțeles greșit, poate că m-ați înțeles greșit, mă scuzați, poate că nu m-ați înțeles bine. Ați avut vreodată un moment în viață când să cădeți în dezamăgirea asta, am vrut să zic. Mă, oare chiar să merită să-L slujești pe Domnul Iisus Hristos? Oare chiar să merită? Păi nu mi-a fost mai bine atunci înainte când eram în lume?
că n-am avut parcă nicio grijă. Băi, de când m-am pocăit, nici copiii nu mă mai ascultă. Ba, mi-am pierdut și serviciu. Ba, am făcut și un accident, mașina e praf, e zob. Știu eu, nu știu, se merită, chiar se merită. Eu las loc de gândire și să nu vă ia gura pe dinainte. Suntem oameni și suntem supuși acelor slăbiciuni, ca fiecare. Să nu credeți că noi care stăm în față n-am avut momente de astea așa, de vale. Dar zice psalmistul că când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie acoperă cu binecuvântări. Ei merg din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. Fost în România și sâmbătă seara, am ajuns sâmbătă dimineața, pe la 3 mă suna telefonul și îmi spune, pe unde sunteți? Mai avem puțin și intrăm în țară. Nu cumva te oprești la primul hotel, vă luați cameră, vă culcați și să veniți hodiniți, că de seară avem program sâmbătă seara. Am ajuns pe la 4 dimineața în Baia Mare, am intrat în curtea unui hotel și am zis că Teo, prietenul meu cu care am fost din vizită, bă, nu se merită, mă. Pentru 3 ore să plătim 200 de euro la 2 camere de... Nu se merită! Și am dormit în mașină. Ne-am trezit hodiniți pe la 8:30, 9, și taio spre Bistrița la Becleana. Am ajuns la Becleana și în jur 10:30, 11, imediat ne-au dat de mâncare, fruștiu și așa mai departe și zice, nu, hai să mergem să vă odihniți. Dus la o pensiune acolo, curat, bineînțeles, asta e important. Și când să ne culcăm, ne dăm să o căldură în camere. Închide caloriferul, nu se închide, fuzbod în haiți, un podea, mergea trăznet. Deschide geamurile, când s-a adorm, unul tăia cu flexul afară, pornea o drujbă, nu știu ce făcea acolo la un acoperiș, tot să chinuia să o pornească, nu odihnește-te. Păi ce mi-a zis, bă, omule, mă, oare nu trebuia să mă ascult de el să mă odihnesc la hotel? Că am zis că nu se merită. Și decât se merita dacă ascultam un pic. Sâmbătă seara program. Am stat după program până mai târziu, la discuții cu frați. Dimineața am plecat dincolo de St. George, băi, la Maieru. O zonă extraordinară, foarte frumoasă. Program. După ce se termina programul, eram la masă, mâncam și spuneam lui Teo, zic, mergem urgent la biserică, împachetăm instrumentele și o tăiem acasă, că trebuie să ajungem mâine după masă, trebuie să ajungem în Germania. Și fratele Ion Cisas zice, ce faci după masă? Zic, băi, trebuie să... Hai, rămâi mă la Bistrița. Mă gândeam, Doamne Iisuse, zic, acum, când, dacă plecăm noi de aici? N-am zis nici că da, nici că nu. Mâncăm noi după vreo jumătate de oră, o oră, zic, băi, Ionci, dar chiar trebuie să rămân? Da, am anunțat deja. Duminică seara, program, am venit, ne-am împachetat și am plecat. Numai Dumnezeu ne-a păzit. Ne schimbam, când unul, când altul la volan. Mergea el vreo 50 de kilometri, după aceea mai poți, nu mai pot. Hai, treci în dreapta, mai poți, nu mai pot. Iară vreo 20 de kilometri. Înainte de Budapesta am zis, bă, nu se merită riscul. Tragem într-o parcare și ne culcăm. Și când ne-am trezit, era soarele sus. Hodiniți bine și ne-am continuat drumul spre casă. Și dacă stai să te gândești și dacă stai să administrezi lucrurile astea, altul de pe opoziție ar putea să zică nu o să merită. Pentru ce? Pentru 3-4 cântări, pentru un mesaj spus, chiar să merită lucrurile astea. Dragilor, noi slujim unui Dumnezeu care nu rămâne niciodată dator. Mi-am pus și poate că o să mai pun întrebarea asta și gândurile să mi-o vără, chiar să merită. Îmi spunea Ion Cisaz, mamă, bolnavit de diabet. Și a zis, băi, trebuie să te obișnuiești să spui și nu. Mi-a arătat planul până în 2025. Organizat, planificat, tot absolut.
Și am zis, fii atent aici. Am făcut o schimbare în calendarul meu, am rămas la Bistrița, va trebui să faci și tu o schimbare în calendarul tău și vii odată la Betel München. Promiți? Promit, a zis. L-am și sunat când am ajuns acasă ca să nu să piardă ideea. Și ne-a promis că pe data de 13-14 iulie va fi la noi în Betel, pe 13 sâmbătă, vom avea o conferință regională de tineret aici în biserică și pe data de 14 duminică va rămâne și la biserică. O mână spală pe alaltă. Și ne-am împăcat cumva. Să merită oare? Știți, să ducem Mântuitorul pentru cei de acolo, un învățător din Galileea, fiul tâmplarului, să duce pe lângă Marea Galilei și vede niște pescari la pescuit, zice, vino după mine. Îndată, zice cuvântul Domnului, fără să pună nicio întrebare, au lăsat mrejele, au lăsat tot și au mers după un necunoscut. Evanghelistul Matei spune la un moment dat că despre fiii lui Zebedei, Iacov și Ioan, că aveau corăbii, erau bogați. Aveau firmă de pescuit, de prins pește. Și zice Galileanul cu trei, veniți după mine și am să vă fac pescar de... Poate că asta le-o sunat bine. Bă, numai cum adică să prindem oameni? Nu o să mai prindeți pești, o să prindeți oameni. Au lăsat tot și au mers după Iisus. Și probabil în decursul acestor ani, 2 ani jumate, 3 ani sau cât o fi fost până când ajungem la pasajul ăsta din Matei 19, când Petru zice, păi noi am lăsat tot și te-am urmat. Ce răsplată vom avea? Tot timpul a avut gândul la răsplata asta nouă. Bă, trece o lună, trec 2 luni, nu ne plătește asta. Trece o jumătate de an, nimic. Ba, zice, voi de ce nu plătiți darea la templu? Să caută pe buzunare, nu găsesc nimic, niciun ban. Îi zice, du-te și prinde peștele și vezi că găsești o rublă în gura peștelui și du-te și plătește darea. Săraci! În Ioan capitolul 5-6, pe acolo, înmulțirea pâinilor, zice, 5.000 de bărbați afară de femei și copii, zice, dați-le să mănânce. Păi, dar de unde atâția bani să le dăm, că o grămadă? 300 de lei numai. Păi ce facem cu ei? A, este un copil aici. I-a pus maică-sa de mâncare, 5 pâini și 2 pești. Sau invers. Zice, aduceți-l la mine. Și tinerelul zice, ia-le și fă ce vrei cu ele. Răbde o foame, dar dă-le la câțiva oameni să mănânce și îi vei liniști. Mântuitorul binecuvântă pâinea și peștii, se satură toți și numai că se satură. Zice, acum merge și adună toate fărâmiturile, să nu rămână nimic. Și caută ăștia pe iarbă și caută și adună și adună și 12 coșuri. Nu știu cât or fi fost coșurile alea. Mă, să fi fost atâtica în ei coșurile alea. Dar 12 au fost de fărâmituri. Eu cred că au fost mai mari. Au mâncat și s-au săturat. Pentru că ceea ce a binecuvântat Domnul rămâne binecuvântat. Aș putea să vă dau exemple din viața personală. Că de atâtea ori am avut nedumerirea și întrebarea, chiar să merită? Chiar să merită? Miercuri seara program, vineri seara program, rămânem câteodată vineri seara și stăm cu frații din bord până după miezul nopții la discuții. Sâmbătă trebuie să vină la tineret, duminică dimineața iară program. Oare chiar să merită? Știți ce pot să zic că să merită? Că văd că Dumnezeu lucrează în biserică și oamenii se pocăiesc, oamenii se mântuiesc. Să merită. Să merită. Avrame, da, ieși din casa tatălui tău. Lasă tot și pleacă, hai să te duci într-un loc care am să ți-l arăt. Și să duce Avram, bazat pe ce? Pe o făgăduință, atât, nu vedea nimic. Dacă îl întrebai, unde te duci, Avrame? Habar n-am, nu știu.
Dar Dumnezeu mi-a zis ca să mă duc și eu îl cred pe cuvânt. Și a fost Avram binecuvântat. Da. Și ascultarea, spune în Evrei acolo 12, și fiindcă noi suntem înconjurați cu normare așa de martori, și începe și ei numără, și pentru că i s-a socotit neprihănire, ascultarea de Dumnezeu. Apare un om în câmpia iudeii și începe să boteze în Iordan și veneau oamenii la ei cu pohoiul să se boteze, să scape de mânia lui Dumnezeu. La unele zicea, mergeți năpârcilor și faceți roade, fapte vrednice de pocăința voastră și apoi veniți să vă botezi. Și acest om despre care vă vorbesc era, nu era altul decât verișorul Domnului Iisus Hristos. Și ajunge în pușcărie. Pentru că îi spunea lui Irod tot timpul, nu ți este îngădui să trăiești în păcat. Și ăsta s-a supărat pe el și l-a băgat în pușcărie. Și din pușcărie de acolo își pune întrebarea, bă, oare chiar să merită? Zice, ia veniți încoace, către niște ucenici de-a lui. Merge și întrebați-l, el este sau să așteptăm pe altul? Că am ajuns să nu mai cred. Păi cum, nu putea el să vină să mă scoată din pușcărie? Să duc ucenicii și îl întreabă pe Mântuitorul, auzi, suntem trimișul lui Ioan, tu ești Hristosul, Mesia, sau să așteptăm pe altul? Și știi ce zice Iisus? Eu sunt, nu, zice, merge și spuneți-i că orbii văd, șchiopii umblă și săracilor li se vestește Evanghelia. Când o fi auzit Ioan asta, a zis, mă culc și adorm în pace că tu, Doamne, îmi dai liniștea, să merită și pușcăria. Avem înaintașii noștri care au suferit pentru Hristos și avem pe paginile Sfintelor Scripturi și închei imediat. Un om care prigonea biserica peste măsură și în fapte 22 își face din nou și din nou o auto, cum se numește asta, când se descrie pe el însuși, autodescriere. Și zice, am prigonit biserica lui Hristos peste măsură. Comuniștii au fost zero față de Saul din Tars. Ce făcea el prăpăd în biserică. Venea și îi lua scrisori de la mai mari preoților, îi lega, îi ducea în arenele romane, arunca la lei să-i mănânce, să-i sfâșie lei pe creștini. Asta făcea marele apostol Pavel înainte de a se întâlni cu Hristos în drumul Damascului. Și spune el acolo, am învățat legea la picioarele lui Gamaliel, cel mai învățat, cel mai mare profesor. Păi avea toate șansele să ajungă în locul lui. Avea toate șansele să fie unul dintre cei mari în Sinedru. Și spune el la un moment dat ceea ce citea fratele Aurel. Bă, toate le-am socotit ca un gunoi. Și aș vrea să închei cu următoarele versete. Filipeni, capitolul 3. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ce câștig avea? Am zis. Și că tăiat în prejur a opta zi din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evrei în ce privește legea fariseu, în ce privește râfna prigonitor al bisericii, cu privire la neprihănirea pe care o dă legea, fără prihană, fără greșeală, fără păcat. Dar toate aceste lucruri le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Bancă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Și auziți, și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferinților Lui și să mă fac asemenea cu moartea lui, ca să ajung cu orice chip dacă voi putea la învierea din morți. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns de săvârșit, dar alerg înainte, căutându-l să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus.
fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești al lui Dumnezeu în Hristos Iisus. În alergarea asta care ne-am pornit cu toți pe calea pocăinței, nu numai unul primește premiul, care ajunge primul la țintă, toți vom primi același premiu. Dumnezeu nu face nici o discriminare, tu ești primul, tu ești al doilea, tu ești al treilea, ci toți, fiecare vor primi aceeași cunună de slavă. Slăvească-i să numele în veci de veci. Oameni buni, știu că gândurile astea vor veni în continuare, mai ales peste cei care s-au botezat și se vor boteza. De aceea le spunem, mai vreți să vă botezați? Mai vreți să încheiați legământ cu Domnul chiar? Cum când Domnul zice că în lume veți avea necazuri? Veți fi prigoniți pentru numele meu, veți alerga dintr-o cetate în alta, dacă nu vă primește, fugiți în cealaltă. Dragilor, viața asta oricum trece. E scurtă și foarte nesigură. Noi suntem în căutarea și în alergarea după cea veșnică. Nu este cale ca să zici, apoi vom vedea după moarte ce mai fi. Nu. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie și fiecare să fie botezat în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Cine nu, va fi osândit. Din două, una. De aceea Biserica Betel continuă să aibă aceeași menire, să-L proslăvească pe Hristos și să facă ucenici pentru slava lui Dumnezeu, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și să-i învățăm să păzească tot ce ne-a poruncit El. Domnul să ne binecuvinteze. Haideți să stăm ridicați. Ieri după masă, prin harul Domnului, s-a început aici în biserică un studiu biblic și am fost mulțișori, pot să spun, cu toate că ar fi trebuit să fim mai mulți la acest studiu biblic. 1 Samuel, 2 Samuel, cartea Rut, judecători, cărți foarte frumoase, cărți istorice, pline de esență, pline de puterea Duhului Sfânt în ele. Vedem cum Dumnezeu lucrează în chip minunat. De aceea, dragilor, venitul la biserică e bun. Participarea la slujbe e bună. Dar nu uitați, avem o menire, adică avem un scop de fapt pentru ce ne-am pocăit. Noi venim la biserică să ne împărtășim unii cu ceilalți și cu Hristos Domnul, da. Dar să fim purtători de Hristos în noi și în afară. Și când ne vom mai întâlni aici, miercuri, vineri și duminică, să-L aducem pe Hristos cu noi. Domnul să ne binecuvinteze. Și acum, voi care v-ați pocăit și v-ați întors la Domnul și ați venit din lume, câți dintre voi vă pare rău că v-ați pocăit? Nu e așa că ziceți acum, bă, de ce nu m-am pocăit mai devreme, o țară? De ce n-am venit la Hristos un pic mai devreme? Timp, bani aruncați, oboseală, turmentație și așa mai departe, adicții și tot felul de dependențe. Dumnezeu te-a eliberat, te-a făcut un om liber, ți-a pus în gură o cântare de laudă, ți-a întărit pașii, te-a pus pe stânca care este Hristos, de aceea strigă în gura mare, Iisus Hristos este Domnul. Noi așteptăm pe Domnul Iisus când vine. Domnul să ne ajute pe noi, familiile noastre, ca să fim la marea întâlnire cu marele nostru împărat și Dumnezeu care este Hristos Domnul, pentru că s-a meritat și a avut credință în noi, Dumnezeu. Poate că mă înțelegeți greșit, dar așa este. A zis, mă duc, Tată, să fac voia Ta. În Isaia 53 strigă Isaia și zice, s-a rugat pentru cei mulți, s-a uitat în decursul anilor, sute de ani mai târziu. Și ne-a văzut pe noi în dimineața aceasta în Betel și a zis, pentru ei mă duc să-mi dau viață. Ca o oaie mută înaintea celor care o tung, ca un miel care a fost dus la junghiere, nu și-a deschis gura.
și în rănile Lui suntem tămăduiți. Îl glorificăm din toată inima. Haideți să-i mulțumim. Haideți să mulțumim că s-a dat viața de bunăvoie, din dragoste pentru unul fiecare în parte. Și dacă am fost cuprinși, dacă vor mai veni gânduri de astea care ne vor cuprinde și să ne punem un semn de întrebare, Doamne ajută-ne să trecem lucrul acesta și să depășim întrebările astea, pentru că știm ce ne așteaptă. Ne așteaptă cerul și, așa cum se spunea, mai mult decât străzile de aur, mai mult decât porțile de mărgheritar, este întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos. Deci nu uitați, să merită. Doamne, îți mulțumim!